Aflată în competiție pentru primăria municipiului, Liliana Ciobanu, liderul PSRO Giurgiu, monitorizează atent activitatea executivului local, dar și așteptările cetățenilor de la oamenii politici și autoritățile publice locale și județene, considerând că s-a trecut prea ușor peste faptul că Barbu a dat vina pe consilierii locali pentru respingerea unor proiecte privind construirea de parcări și continuarea lucrărilor la canalul Cama, denumindu-i pe aceștia trădători și încadrându-i într-un flyer pe care l-a distribuit în tot orașul. Liliana Ciobanu a cerut oficial primăriei date privind achizițiile publice pe ultimii 2 ani. Deținând așadar situația direct de la sursă, liderul PSRO Giurgiu a putut constata că investiția de la canalul Cama a fost atribuită prin încredințare directă unor firme care s-au completat în obiectul de activitate pentru a putea primi lucrarea, iar sumele alocate astfel par a fi cu mult peste costul real al obiectivului. În situația asta, eliberată de către primărie, situație privind achizițiile publice în anul 2015, perioada ianuarie-august, avem construcție hidrotehnică, regularizare canal Cama, adică ecluza. Prin cerere de ofertă atribuită unei asocieri între 3 firme, nu dau firmele, dar vă puteți interesa, în valoare de 257 de miliarde. Mi se pare o sumă extrem de mare, mai ales făcut dată prin cerere de ofertă. Iar amenajarea spațiu de agrement pe canalul Cama, adiacent pod Bizet, municipiul Giurgiu, tot prin cerere de ofertă altei societăți, 12 miliarde. Fiind așadar vorba de sume fabuloase cheltuite pe un obiectiv care nu justifică nici valoarea și nici oportunitatea, dar mai ales eficiența în raport cu costurile, Liliana Ciobanu cere un răspuns public din partea primarului Barbu cu privire la cine se face răspunzător pentru calitatea neperformantă a lucrărilor, dar și pentru cheltuirea banilor giurgiuvenilor. Sunt aproape 280 de miliarde aruncate acolo, pentru că sunt aruncate. Nu știu dacă banii ăia vor mai fi vreodată recuperați, că nu văd o finalizare favorabilă a acelei lucrări.